Salut, prieteni! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciuclaiu. Gata? Ești gata? Da. Hai, trebuie să mergem. Astăzi Andrieș are matineu de 8 martie pentru mămici. Mămici, bunici, surori, pentru toate femeile. Și hai că noi deja întârziem, iată, ne-au spus la 9:30 că să fie deja. Este 9:30, filmăm doar o minută și am fugit repede. Andrieș astăzi are ultimul matineu al său, 8 martie, gata, nu să-l mai aibă, deja la școală. Și primul în sală. Și în sală. Și iată, au rugat ca mamele să fie îmbrăcate ceva ori alb, ori roșu. Ca mărțișorul, alb sau roșu. Copiii sunt îmbrăcați alb. Hai tu, dacă ceva, măcar puțin să-l filmezi pe Andrieș. Alb și cu cravată roșie. Sau fluturaș? Eu nu știu, da. Babăcică, cum se mai spune? Fluturaș, da. Și deja tot o să filmez puțin, poate cum era la recit, că el are de recitat două poezii astăzi. Una pentru mame și una pentru, o să vedeți, pentru ce. Uitați-vă la locul meu. Și așa să, da, prima dată... Am îmbrăcat ce am cumpărat de la România. Acești pantaloni de la România, da? Da, și bluzița asta tot prima dată. Aha. Nu, iată, taman a prins bine pentru matineul lui Andrieș. El ne așteaptă, cum pe tine te așteaptă, ne-au spus să venim cu ori cu a doua perechi din încălțăminte, ori cu bahile. Tu o să ții, cred că, două perechi din încălțăminte, da? Da, am pregătit pantofi. Da, ieți, cu tine, decât în bahil nu o să fie frumos. Să faceți măcar poze acolo, să rogi pe cineva, poate fotografiază, că și bunica vrea să vadă, a spus numai decât. Ea ieri, aseara, a ascultat poezile și a dorit succes lui Andrieș. Bun, dar noi mergem la matineu, te duc, te las, tu puțin o să filmezi și, prieteni, numai decât să priviți acest video până la urmă, că o să mai urmeze ceva încă de la grădiniță unde vom merge, după grădiniță. O să vedeți, așa că dacă sunteți voi curioși, noi nu o lăsăm azi pe Andrieș, dar o să luăm deodată după matineu. Uitați-vă până la urmă ca să vedeți, da, unde ne-am dus. Unde ne ducem după matineu. Bun, hai, dar ți îmbracă-ți geaca, îți doresc succes, pe Andrieș să-l filmezi, spui să nu retrăiască, bine? Da, da. Bun, hai, deci ne vedem deja când vii tu acasă și atunci continuăm video. Da? Ok, hai. Andrieș, ești gata? Da. Ești gata? Hai, arată la copii cum ești îmbrăcat. Da. E foarte frumos. Ești fericit? Da. Da, o rămas încă câteva minute și mergem în sală, da? A să reciți poezie frumos, bine, expresiv. Cum ieri ai povestit lui bunica Maria, da? Da. Am plecat. Astăzi este ziua ta, tot ce-i bun ai meritat. Ofer copii ceea ce vă vrea și ți dă un brățesel, să te spun niște uveri, să rămâi așa cum ești, ca o zână de-n poveste. Bravo! Gata? Ați venit? Da. Andrioșa, eu încă nu te-am văzut așa îmbrăcat. Da, nu știu cine sună, poate bunica, stați un pic. Hai. Andrioșa, dă până ce arată, bă, ce ai tu aici? Oh! Măi, hai-ți bracă scurta. Zbracă scurt. Stai. Și ai recitat poezie? Da. Pe ambele? Da. Eu să mă uit deja. Tu ai filmat? Am filmat. Puțin, da? Da, puțin, că n-am dovedit. Era și muzică, era și gălăgie și eram foarte... Andrioșa, dar tu știi că gata, ăsta a fost ultimul tău matineu de 8 martie la grădiniță. Știi? Păi gata, 8 martie tu n-am mai faci la grădiniță, pentru că este ultimul tău an. Tu la anul te duci la școală. Cum la anul? La anul acesta te duci la școală, în 2023. Știi? Ia, ce ai tu aici? Ce asta? Cum? Ce diplomă ce pentru mămica mea. Mami, tu ești cea mai bună mămică din lume. Te iubesc cu drag, Andrei Savciuc. Așa este? Da. E cea mai bună mămică din lume? Da. Și o iubești? Și ce ai aici? Uitați-vă, copii, ce cadou am primit eu. Asta cine a făcut? Andrieș. Andrieș, tu ai făcut? Da. Măi, ce frumos. Și ce interesant, hai să povestim. Arată, trebuie să arăți, este mult sau nu este nimic? Este albinuță. O buburuză. Buburuză. Vedeți, o buburuză. Măi. Era un experiment, un joc. Noi eram, nu știu câți, 5 mămici, da? Hai să arătăm. Hai, tu stai acolo și eu aici. Ce? Stai ceva.
și în zona a doua. Andrieșcu câștigat. Trebuie mai repede să spui cuvinte despre mama sau pentru mama. Da. Cuvinte frumoase. Și cât și ajunge la mama. Spui un cuvânt și faci un pas, da? Eu am al doilea, dar acela primul maximal știu. Dar eu m-am gândit că se dădată. Și noi am câștigat. Hai spune. Iar atât cum ai făcut. Dată, primul ce ai zis tu? Mama mea e bună. Mai departe? Mama mea e frumoasă. Mama mea e duioasă. Și? Așa! Dar ai făcut și ai câștigat? Da, un pas mare, ai făcut, mare. Păi ești normal, hâtru. Ai făcut pași mai mari să ajungi cât mai repede și mai puțin cuvinte să spui, da? Ok, da, bun. Era foarte, foarte frumos, bravo, mulțumim, da? Și doamne, Andrușa, gata, astăzi ești acasă, vineri, sâmbătă și duminică. Ha? Da. Andrușa, păi dar eu nu degeaba ți-am spus că la tine gata, este ultimul matineu de 8 martie. De ce? Păi cum de ce? Că gata. O să mai iei încă un matineu, ultimul, cred că ultimul sunet, adio grădiniță și gata. Și nu o să mai iei. Și noi de aceea, noi știi ce am pregătit încă? Ce? Iată, acum și arăt o cerere. Uitați-vă, prieteni, cerere. Noi trebuie să o completăm acum, Andrușa. Cererea pentru a te înregistra la școală. Trebuie să o completăm, să scrim datele părintelui, a unuia din noi, datele tale și să ducem această cerere cu adverența ta de naștere sau cu buletinul și să te ducem să te înregistrăm la școală. Gata, au rămas 2 luni. 3. 3 luni? Mart, april și mai. Și gata, Andrius. Da, acolo avem și vacanță. Păi da. În aprilie. Și în mart câteva zile. Vrei la școală? Nu vrei la școală. Dar unde vrei? Nici la grădiniță nu vrei, nici la școală nu vrei? Mai tare grădinițe. Dar la școală e foarte interesant. Spune că vrei la școală. Nu, e foarte, foarte. Hai, deci noi acuși completăm această cerere și după asta mergem să o ducem, Andrușa. O ducem azi sau nu azi? Nu azi. Nu azi. Sau azi ne odihnim și o ducem luni. Da. Sau eu transmitem lui Iraci ca să o duc. Nu, mergem împreună, arătăm școala. Măcar așa. Păi, hai că ne vedem, ne gândim. Nu, Andrușa, nu retrag tot normal, tătică. Bun, hai dar să completăm și după aceea continuăm. Când măcar la școală să vezi cât de frumos la școală, acolo în hol. Da, unde învață Ira. Hai, mergem să completăm aceasta. Da, păi la școala ce e unde Ira, nu la altă școală. Să fie cu Ira. Mie o să-mi fie mai ușor dimineața, v-am dus pe amândoi odată. Cu Iracica, vrei? Dorm pe amândoi, vă iau. Uitați-vă. Ira o să fie acolo în școală. Gata, o să vină la tine la pauză, o să te vadă. Vrei? Cu Ira în școală. Bun, hai dar mergem să completăm această cerere și după aceea continuăm. Ok? Da, da. Tu te schimbi, Andrei, sau rămâi așa? Rămâi așa. Rămâi așa. Bine, hai mergem să completăm.